A venit momentul așteptat cu sufletul la gură de întreaga lume în fiecare vineri, momentul în care vântul se liniștește brusc, precum un cățel ne-a stâmpărat la venirea stăpânului. Momentul în care soarele... Ai căzut, Peggy? Soarele se ascunde printre nori de teamă să nu supere cumva ochii pătrunzători din spatele ochelarilor. Momentul în care până și tsunamiurile se potolesc ca și cum ar apărea autotputernicul zeu al mării, cel care are acest efect asupra vremii și vremurilor, este nimeni altul decât priviți-l în aplauzele noastre, Busu! La bar, cum ne-am... Hai acolo, hai aici. Pe canapea, da, ok, da, atunci da, am înțeles, e mai bine pe canapea, am înțeles că aici trebuie. Nu ți-a plăcut la bar, Busu, ba, nu ți-a plăcut. La dar bar. Tu nu zici de vreo 2-3 săptămâni că vine și fiica ta la emisiune? Ba da, am zis, dar uite că astăzi n-a fost la școală și n-a mai vrut să meargă la emisiune, nu știu de ce. S-a dus la școală? Nu, nu s-a dus la școală, că e închisă școala, nu știu ce s-a întâmplat, probabil cu gripa asta, nenorocită. Bă, dar e și normal, bă, frate, până la urmă sunt temperaturi mari de tot, mă. Hai să vorbim de treaba asta, mă, Busule, adică explică și mie. Uite-te, bă, știi ce sunt, mâine 17 asta, grade? Mâine 17 grade, noaptea asta la București sunt 5 grade. Păi și nu-i bine? Păi nu-i normal, măi, măruță, sunt 5 grade, înseamnă temperaturi de aprilie, mă. De aprilie. Păi și 17 mâine? 17 tot de aprilie. Păi poate suntem în aprilie. Păi nu suntem, că uite, suntem păi în ianuarie. Poate suntem aprilie și noi nu mai știm. Pepe, te pup! Uite-l pe toate! Sănătate, Pepiță! Ce mai faci? Da, super băiat! E greu, greu, știu că e greu, că urmează greu! Urmează, stai urmează că vin sosurile la Iuț! Sosurile Iuț, am stai văzut! Și avem niște întrebări, da. Mamă, mamă! Da, Pepe n-are treabă, că hai. El n-are nici mamă, nici tată, nici... El la el ce e în gușă și în căpușă. E cel mai sincer și corect artist pe care eu îl cunosc și sincer spun asta. Măi, deci, vremea. Vremea e nenorocire. Adică nenorocire, vorba vine nenorocire. Că nouă, până la urmă, ne convine într-un fel chestia asta. Păi ne convine Busu, dar am înțeles că săptămâna viitoare vine zăpada? Nu vine, mă, nicio zăpadă. Vin ploi. De unde zăpadă pe temperaturile astea? Unde ai văzut tu zăpadă? Păi la munte, la 1700 de metri, da. Poate că ninge, dar nici acolo. Acolo mi se pare că e Lapoviță. Nici acolo deci nu Busu, să o luăm așa... Acum, noaptea asta... În noaptea asta 5 grade, weekendul ăsta 17... În noaptea asta în București sunt 5 grade, la munte sunt vânturi de 100 și peste 100 de kilometri pe oră, ceva ninsoare și spulberată sau viscolită tare de tot ninsoarea. Deci noaptea asta... Până mâine dimineață avem situația asta, da, în zona montană. După care mâine avem temperaturi extrem de mari, de între 7 sau 9 și 17 grade. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă în sud și prin sud-est avem temperaturile, da, cele mai mari. În rest, hai să zicem că temperaturile sunt un pic mai modeste și avem și ploi destul de serioase în nord, în centru și în vest. Acolo plouă. Săptămâna viitoare, duminica aceeași situație, luni aceeași situație, ploile vin tot pe centru, vest, nord și marți plouă în toată țara. Deci marți ne luăm umbrele. Marți plouă peste tot. Cu găleata? Cu găleata. S-ar putea să fie și niște cantități ceva mai serioase de apă. Da. Acum marți scad un pic, un pic, acum să nu vă așteptați că scad temperaturile brusc, scad de la 17 la 14 grade, deci nu e chiar așa o răcodă, da, să simte de nu mai poate. Da. Deci nu vorbim despre ninsori decât în zona montană înaltă. Acolo e posibil să fie niște ninsori, dar nu la temperaturile astea. La temperaturile astea e Lapoviță. Exact. Asta e despre vreme, oameni buni, e Busu, omul care știe absolut tot ce mișcă. Da, exact atmosferă. Cum ai zis tu în introducere, nu știu să prevăd cu tremurele. Asta... A fost azi dimineața, l-ai simțit? Da, l-am simțit, m-am trezit, da, m-am trezit și l-am simțit, trezit de la chiar m-am trezit de la cutremur. Te-ai speriat? Acum, ideea e că oamenii mă... Nu, eu nu mă sperii. L-ai simțit? Adică, serios? L-am simțit, da, mi-a zguduit un pic. S-au căzut patru. Bibelourile din... Nu, no, nu, no, nu. No. Eu n-am bibelouri, nu. De pe mileu? Nu, bibelouri, mileuri, n-am. N-am așa ceva. Am două pisici care tropăie toată noaptea prin casă. Și? Bă, sau... da, tropăie. Exact așa cum zic. E o tropăială noaptea, ceva îngrozitor, mă.
tropăie tot, toată noaptea. Tropăie. Trop, trop, trop. Păi și am și parchetul. Sau cu tremurul te-a trezit? Nu, m-a trezit cu tremurul. Am și un parchet de ăsta care nu e chiar bine lipit. Așezat. Nu e lipit. Da. Nu e. Și atunci ele când tropăie e nenorocire. Ce se aude tot, toată noaptea. Îți de rasă? Trop. Da, sunt galbene. De rasă galbenă. Nicoleină, pisicul tău, tropăie? Are și Nicoleină, pisic. Al meu, Bubuie. Al lui Bubuie, auzi. Cade după mobilă și se aude. Doarme și... Poc, trosc! Perfect. A căzut azi noapte la cutremur. Da, măi, nu, am, chiar simțit am simțit cutremurul. Acum mă mai întreabă lumea, domnule, dar nu e că vremea asta atrage cutremure? Nu, domnule, n-are nicio legătură. Deci vremea asta ciudată nu provoacă cutremure. Cu tremurile se provoacă din alte motive. Să fie clar. Să fie clar. Punct. Că ne-am săturat de atâtea întrebări stupide. Și speculații. Și hai zi, ce avem azi? Să revenim la oile noastre. Ce avem? La oile noastre. Oi! Ele pe autostradă, le știi? Oile de pe autostradă, da. Hai să vadă și cei de acasă, pentru că cu busul comentăm vinerea, oameni buni, și vremea, dar și vremurile. Ia priviți. Ia să vede. Ia uite ce pe autostradă. Hai, hai, Mioriță. Hai, hai, hai cu tata. Poliția română, nu numai voi, avem și măgăruși. Băi, oameni, băi, sunteți nebuni la cap, mă! Băi, omule, pe autostradă cu oile, mă! Ce? Cum ceară? N-ai voie, mă, dacă intram în voie! E, tu ai voie? Păi normal că am voie! Până să-ți place! Auză-mă! Dar tu ai voie? Auzi, da, mă, ce întrebare! Dar tu ai voie? Cum dracu, mă, să întrebi așa ceva, mă? Cât de cioban să fii, mă? Cât de cioban să era fii? Era pe autostrada soarelui. Da, brânza îți place, ței drecu. Îți place brânza? Da. A, a, la. Și place? Mă, și mie îmi place, mă, dar nu pe autostradă. Da, pe autostradă nu mănânc brânză. Da, da. Și nu vreau să dau peste oi. Ferească Dumnezeu, se pot întâmpla niște accidente. Se pot întâmpla niște accidente cumplite. Da. Da, asta e... Ce zici? Măi, n-ai, ce să mai zici, mă? Cătăline, ce să mai zici când ăla, ciobanul, care alerga, că na, trebuia să alerge să își strângă într-o parte oile, da. Întreabă, da, blânza-ți place, nu? A? A? Ce să-i mai zici, da, lui ăsta? Hai să-ți mai arătăm un material cu declarațiile lui Gigi Becali, le știi? Le-ai urmărit? Nu. Legate de fotbalul feminin. Ia, ascultă declarațiile lui Gigi Becali despre fotbalul feminin. Păi da, bărbatul este după chipul lui Dumnezeu. Femeia este slava bărbatului. Păi dracii, nu bagă argumente, dracii sunt cei mai inteligenți. Noi ne cumpărăm cu dracii, noi oamenii. Dracii au inteligență cea mai mare, că ei au fost îngeri. Că asta e intenția dracului, al lui Satan. Bărbatul să fie schimonosit, femeia să aibă putere și după aia să se minimalizeze familia. Pentru că dacă femeia are putere și bărbatul se vine schimonosit, păi taia nu mai e familie, că nu mai e familia, nu mai are cap. Orice chestie care trebuie femeia să o facă cu picioarele, nu poate, pentru că ea nu poate să alerge bine. Și în primul rând să spun și o chestie. Dacă când are femeia și în alea trei zile și când are problemele care le are femeia. Unde s-a dus el cu gândul, bă? La alea trei zile când are problema, are femeia problemă. Băi, ești nebun la cap, nea Becali. Ce e asta, frate? Ce e mentalitatea asta, mă, tataie? Care-i treaba, că nu înțeleg? Cum adică să era pui așa... Era o discuție despre posibilitatea ca echipele de fotbal să da, aibă, mă, și o echipă, da, de să aibă feminin. Și echipă de fotbal feminin, ceea ce este absolut normal, după părerea mea. Adică, cum nu poate să alerge? Păi uite că... Uite, Gabi Sabo. Gabi Sabo alergă mai tare ca oricine. Fotbal, trebuie să știi cu mingea să joci. Bă, da, mă, și uite că am văzut fotbal feminin și sunt foarte bune femeile la fotbal. Care-i problema? Că nu înțeleg. Adică cu ce îl deranjează pe el treaba asta? Păi na. Cu ce păi na? Care-i aia treaba? Trei zile. Pe lună nu pot juca fotbal. Eu păi am colegi care au mai mult de trei zile când au nervi și supărări. Da, se întâmplă. Băi, nene, hai mă să fim serioși, mă. Nu mai da mă de astea, mă, că mă enervez. Hai să-ți arăt altceva atunci. Hai, mergem la... în Harghita. În sat din Harghita. Aoleu, asta o știu, frate. E o revoltă. Da. Hai să vedem. Avem imagini de acolo.
Știi despre ce vorbam? Da. Oamenii s-au revoltat. Cu brutăria sau ce era? O brutărie? Doi muncitori din Sri Lanka. Care au fost angajați la o brutărie, da? Da. Da. Și a ieșit satul. Da. La primărie sau unde a ieșit? Dom'le, nu e voie. Na, nu e voie. Să le ia locurile de muncă. Păi da, dar când cei doi patroni sau patronul de la brutărie, da, au spus, domnule, n-am spus, găsit forțe de muncă. Vreau să angajez oameni. N-a venit nimeni. Da. Niciun suflet de om. Da. Niciun suflet de ungur n-a fost acolo. Și când omul a adus oameni din Sri Lanka, și a venit Sri Lanka și a început revolta. Bă, sunteți nebuni? Asta se întâmplă în toată țara. Nimeni nu vrea să muncească. Nimeni. Nimeni. Da. Toată lumea, hai să fofilăm, hai să luăm un, de la, cum îi zice, ajutor social, o ceva, o aia, și să o păcălim, că nu trebuie să muncim. Băi, soacră mea a încercat să angajeze niște oameni să-i taie lemne și i-au cerut masă caldă, da, i-au cerut nu știu câți bani, mulți bani, i-au cerut, nu știu ce dracu i-au mai cerut, și ea le-a dat, bun, le-a dat și bani și aia. Și când le-a pus mâncarea de fasole în față, păi ce, îmi dai fasole? Păi ce fasole, mie îmi dai carne, băi, nu fasole. Bă, nu se poate așa ceva, mă, o brăznicie mai mare. Deci oamenii nu vor să muncească. La țară este clară treaba. Nu vor, nu doresc. Da, totuși aș vrea să vedem și o parte bună aici, în Harghita, unde la brutărie, pentru că omul ăla, patronul, nu a găsit forță de muncă și a angajat doi oameni din Sri Lanka. Așa. Și a ieșit demonstrația asta în stradă, revolta. Așa. Totuși, românii cu maghiari, ai văzut, împreună au ieșit în stradă, s-au înțeles bine. S-au înțeles, dar nu știu câți români. Erau și români acolo? Da. Erau? Erau și de-ai noștri. Da. Asta e. Bă, eu știu că am fost la un moment dat tot în Harghita pe acolo cu un prieten și a rămas în pană. Și ne-am dus la un de ăsta, cum îi zice, un vulcanizare. Și zice, băi, am rămas și eu în pană, pune-mi și mie un petec pe asta, pe nem tu dom. Yo. Bă, fii atent, deci eu mergeam cu mașina și la un moment dat, pă, da, da, s-a spart, roata, s-a spart, pune-mi și mie ce, nu, nem tu dom. Fii atent. Petec. I-a zis în ungurește, petec, că nu e așa. Și? I-a zis, petec, hai, vine, vă lați. Și i-a pus, că s-a amuzat și el. A zis, petec. Da. Bă, nu se poate. Te invit, da, te invit luni la teatru. Vin la ce oră? La Teatrul Național la ora 8. Ce piesă? Insomniacii, de Mimi Brănescu. Băi, vă rog eu, veniți. Luni la Teatrul Național, la sala studio, cu Busu. Toată lumea, Gigi luna Ifrim, teatru. Fii atent, cu Gigi Ifrim, da, cu Marius Chivu și cu subsemnatul care l-a înlocuit pe Leonid Doni, care n-a mai putut să joace. Și am intrat eu în locul lui. Băi, este... E o țăcăneală spectacolul. Luni la Teatrul Național, Insomniaci, oameni buni. Busu, mulțumim mult, să ai weekend plăcut.